Câțiva locatari s-au întors vineri dimineață să-și ia din locuințe haine sau medicamente. Spun că în apartamente nu se văd modificări și speră ca autoritățile să le permită să se întoarcă acasă. Ce ați luat acolo? Medicamente. Pentru dumneavoastră? Pentru sora mea. Uh-huh. Acum vă întoarceți? Acum mă duc la serviciu. Lucrez aici la agenție, trebuie să deschid la ora 10. V-a fost teamă, doamnă, să intrați în casă? Nu, nu. Nu prea sunt mai temerar, așa mai. Da. Veți întoarce mai târziu să verificați dacă puteți dormi aici de seară? Sperați de seară asta? Sigur nu dorm aici pentru că o am pe mama la Vărbilău, dar... Și acolo veți rămâne? Da. Sigur o să mă întorc să văd ce se întâmplă, vă dați seama. Între timp, autoritățile au lărgit zona de siguranță. În urma măsurătorilor efectuate vineri dimineață s-a constatat accentuarea tasării terenului cu aproximativ 20 de centimetri. La fața locului au ajuns și reprezentanții SAJROM care au prins senzori în anumite imobile. Acest procedeu a fost repetat vineri și de către specialiști. Duce niște piroane în gard și în soclu de la casă. Bun. Vă așteptați să se extindă craterul, să ajungă la dumneavoastră? Ar avea cum? Suntem și noi, oarecum panicați că suntem destul de aproape. Sperăm să se găsească niște soluții și situația să fie zilele următoare mai îmbucurătoare, doamna, nu îngrijorătoare. Vă e teamă, vă ne vedeai că telefonul. Sunt aproape. Sperăm să nu fie situația mai gravă decât pare. Nu este cumva teamă, nu mare teamă că deocamdată nu am plecat, dar... situația să fie mai îmbucurătoare. Joi noapte s-a luat decizia ca un al treilea bloc să fie evacuat. În total 42 de persoane au plecat din casele lor. Doar două familii au fost adăpostite la operatorii economici de pe raza localității. Poliții și jandarmi rămân în continuare la fața locului pentru a monitoriza zona.